Haideți să citim din Genesa, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l arder de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care i-a spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de a lua berbecul și l-a adus ca ardere tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume castrele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. Este un cuvânt la care m-am gândit mult în copilărie după ce l-am citit și mai târziu când am devenit tată. Și am înțeles inima lui Dumnezeu, care se oglindește în inima noastră, așa cum noi ne oglindim în inima copiilor noștri. O pildă a oglindirii din Proverbe spune așa: cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Ce înseamnă asta? Că dacă te uiți în oglindă, în cazul dat în apă, îți vezi fața. A fost prima oglindă pe care au văzut-o oamenii. Un râu sau un lac, mai bine zis. În care se uitau și își vedeau fața și înainte să descopere sticla, argintul sau cuprul sau bronzul ștefuit, era această oglindă a unui vas cu apă. Și în oglindirea aceasta, Dumnezeu este oglindit în noi, pentru că noi suntem creați după chipul Lui. Noi ne oglindim în copiii noștri, pentru că poartă chipul nostru. Și Dumnezeu vrea ca noi să purtăm chipul Lui și vrea să-L iubim și vrea să fie văzut în noi. Dar este o problemă atunci când oglinda e tulburată, când oglinda e spartă, când oglinda este încețoșată sau înnegrită. Imaginea oglinzii o găsim în 2 Corinteni, acolo unde zice că privim ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom privi față în față, cu referire la momentul în care tot Noul Testament este revelat și Dumnezeu s-a revelat pe sine prin cuvânt și vedem pe deplin dragostea de
tată al lui Dumnezeu, care a zis, nu, nu mor tu. O să mor un miel pentru tine. O să mor un berbece pentru tine. O să mor un animal pentru tine. Și pilda aceasta a înlocuirii o găsim în tot Vechiul Testament, acolo unde zice să răscumperi cu un ied, să răscumperi cu un miel pe întâiul născut. Și această pildă o găsim și aici, în faptul că nu a trebuit să moară Isaac, ci a fost acolo un berbece cu coarnele încurcate. Berbece pe care l-a văzut și Isaac. Glas pe care l-a ascultat și Isaac din ceruri. Pentru că nu găsim scris că Isaac a fost de față atunci când Dumnezeu i-a zis, du-te și arde-l de tot pe fiul tău. Pentru că dacă ar fi fost de față, n-ar mai fi întrebat Isaac pe tatăl său, unde e mielul. Dar a fost de față atunci când Dumnezeu a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Copil fiind, mă gândeam, citind aici, ce-o fi fost în inima copilului când tatăl său l-a legat. Avea 15 ani. L-a pus pe rug și urma să îl înjunghie. Și și-o fi zis, ce tată e ăsta? Păi mă iubește tata sau nu mă iubește? Și nici nu găsim amănuntele acestor gânduri, deși găsim foarte multe amănunte în Scriptură despre ce gândea Avram și ce gândea Isaac. Dar nu găsim scris această luptă în mintea lui Isaac. Băi, nu mă iubește tata, că uite, a vrut să mă dea, să mă omoare. Nu găsim asta. Pentru că Dumnezeu a găsit cu cale în cuvântul său să ne dea amănuntele semnificative. Și ce este important să ne lase scris și ce este pentru mântuirea noastră, nu ce nu este important. Dar fără să vrem ne gândim la asta. Și atunci, pentru că Dumnezeu n-a scris asta, să ne uităm ce a scris Dumnezeu. Pentru că în mintea lui Dumnezeu și în mintea lui Avram erau cam aceleași lucruri. Cum se poate ca în mintea unuia să fie aceleași lucruri ca în mintea celuilalt? Printr-un singur fel, prin ascultare. Și o să spun mai târziu, dacă nu uit, despre ascultare. Să-mi atrageți atenția dacă cum am cheie și n-am spus. Sper să nu uit. Ascultarea face ca ceea ce este în mintea unuia să fie și în mintea celuilalt. Și ascultarea este, de fapt, oglindirea gândului lui Dumnezeu în noi. Ce era în mintea lui Avram? Citim, o să citesc mai multe texte astăzi, ca să nu țin mult. În Geneza, capitolul 12, cu câteva pagini înainte, găsim ceea ce era în mintea lui Avram. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În original, spune toate neamurile sau toate etniile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul Mitzihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins corpul, având Betelul l-a pus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Până unde a ajuns? Până la marginea zonei locuite, la marginea pustiei, așa ne este numită Berșeba. Am fost acum 6 ani acolo cu Cristina și am vizitat muzeul unde era, așa este, fântâna lui Avram. Până la Berșeba am văzut,
Până în ziua de astăzi este așa. Până la Berșeba am văzut lanuri de grâu, atunci se secera grâul, am văzut iarbă verde, am văzut câmpuri cultivate. De la Berșeba încolo, încă câte 40 de kilometri erau beduini, erau corturi de beduini, ca și acum 3.000 de ani, ca și acum 4.000 de ani pe vremea lui Avram, este și acum, și nisip gol, și pustie goală, nu chiar nisip, pământ întărit, pământ roșu. Avram locuia la Berșeba, la marginea pustiei. Ne uităm puțin la legământul pe care Dumnezeu l-a reînnoit cu Avram. Dumnezeu a făcut de mai multe ori legământ cu Avram. Odată când Avram a căzut într-un somn adânc și a trecut printre animale, un foc. Și acum când l-a adus jertfă, propriu zis, vom vedea mai târziu că l-a adus jertfă pe fiul său, zice, Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Legătura pe care noi o facem cu Dumnezeu este oglindirea aceasta, ascultarea. Când te uiți la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce găsești acolo, pui în capul tău și zici, așa este, amin, de altceva nu ascult, atunci ai chipul lui Dumnezeu și faci ca Dumnezeu. Și atunci, de fapt, ți-ai luat angajamentul. Pentru că ceea ce vedem aici nu găsim scris sau nu vedem o interpretare eronată, ar fi că Avram a făcut ceva, nu? Pentru că ai făcut lucrul acesta, zice. Pentru că ai făcut lucrul acesta, ai dovedit că asculți de mine. Nu prin fapte, zice, ca să nu se laude nimeni. Vom găsi imediat că voi citi la Evrei, capitolul 11. Ceea ce a făcut Avram s-a numit credință. Nu s-a numit faptă. Nu s-a numit ceva ce a venit din el. El a crezut. Asta vine din cuget. Credința este ceva ce orice om poate să manifeste. Să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau să nu asculți este o chestiune de angajament. Cuvânt repetat am spus. Prost tradus cu evlavie. Dar evlavie, cuvântul angajament, înseamnă ascultare și facere. Asculți și faci. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stările cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Vă rog frumos să vă amintiți de lucrul acesta, de fiecare când deschideți Google, de fiecare dată când deschideți Facebook, de fiecare dată când mergeți cu cardul la cumpărături sau când vă puneți telefonul să plătiți. Pentru că sămânța lui Avram stăpânește cetățile vrăjmașilor. Adică se plătește bir, se plătește taxă la sămânța lui Avram. Astăzi, încă. Dar va fi și mai și. Pentru că dacă mergem în Noul Testament, vedem că noi suntem altoiți în acest legământ al lui Avram. Avram este butucul, măslinul acela, în care unele ramuri au fost mulse cu vâietul unei mari trosnituri. Și am fost altoiți noi în mijlocul lor, între ele. Și noi suntem sămânța lui Avram, moștenitori ai făgăduinței. De câte ori citim aceste versete din Vechiul Testament, legate de promisiune, legate de legământ, legate de voi face, și pe care le spune Dumnezeu lui Avram, de atâtea ori să ne vedem și noi acolo. Pentru că facem parte din acea promisiune, facem parte din acel legământ. Și nouă ne sunt destinate aceste cuvinte. Acum se vorbește foarte mult despre relevanță, despre cât ești de vizibil. Și relevanța este măsurată cu relevanțometru. Adică, câte like-uri ai? Asta e un relevanțometru fals. Cât te ascultă? Alt relevanțometru fals. Câți vin la adunare? Noi suntem acum 5. O spun tare că dacă ascultă cineva să nu creadă că suntem 50 cumva.
Nu suntem cinci acum și pisica văd că nu se plictisește. Câți te ascultă, câți urmași ai, câți te laudă, asta e relevanțometru omenesc. Vom citi acum despre cum vede Dumnezeu relevanța și cum vede Dumnezeu angajamentul și cum vede Dumnezeu ascultarea. Mergem la Evrei, capitolul 13, la capitolul 11 și citim de la așa cum Duhul Sfânt a analizat ce s-a întâmplat cu Avram după aproape 2000 de ani de la întâmplări prin pana celui care a scris epistola către evrei și cum Dumnezeu explică ce s-a întâmplat cu Avram. Și vom citi de la versetul 8 până la versetul 19. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El care îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi. Amin. Uite aici vedem gândul lui Avram. Atunci când l-a adus jertfă pe Isaac, se gândea, ok, cel care mi l-a dat la vârsta de 100 de ani, poate să-l învie din morți. Și este o prefigurare a învierii Domnului Iisus. Discutam ieri cu fratele Nelu și i-am spus că vorbea de mormântarea uneia sau altea, că cine l-a mormântat pe fratele cutare. Eu zic, cine l-a mormântat pe Domnul Iisus? Că ei vreau să-l îmbălsămeze. Zice, da, să-l facă mumâie din Domnul Iisus. Zic, tot l-a făcut mumâie. Că l-a pictat și l-a făcut și în toate felurile oamenii îl fac mumâie pe Domnul Iisus, dar nu mai apucat să-l facă mumâie pe Domnul Iisus, pentru că el l-a înviat. Și când ne gândim aici la Avram, Avram credea că Dumnezeu poate să-l învie pe Isaac, chiar dacă îl va aduce jertfă. El cu gândul ăsta s-a dus. Și a fost ca și când l-ar fi adus jertfă. Când a vrut să facă ceva. Noi de multe ori ne gândim sau dacă facem sau ne gândim ceva rău, aveți bine că n-ai făcut, bine că n-ai zis. Dar dacă ai gândit, e ca și când ai fi făcut. Și Dumnezeu a văzut credința lui Avram când, până când Avram a ridicat cuțitul, Dumnezeu nu a zis nimic. Și când a ridicat cuțitul, atunci a zis, iată-mă, iată-mă. Și gândul lui Avram, uitați-vă la acest capitol 11, este capitolul credinței. Oamenii credinței, are 40 de versete. 11 din ele, aproape o treime, se ocupă de Avram. Este imaginea credinței, cea mai bună imagine a credinței din Vechiul Testament. Este omul Avram, un cetățean obișnuit, dintr-o cetate, dintre urmașii lui Noe, dintr-o cetate ca toate cetățile, care se bătea cu altă cetate, oamenii se băteau deja între ei la 600 de ani după potop, ei se războiau și
Avram a ieșit din Haran. Când i-a zis Dumnezeu, ieși și du-te. Să-ți lași tu casa. Tot anul trecut, pe măsură ce veneau microbuze și mașini pline cu oameni care și-au pus totul din Ucraina și opreau la noi la poartă, mă uitam la lucrurile pe care și le-au pus cu ei. Și la o familie care a stat mai multe zile la noi, am întrebat-o, ce v-ați pus? La ce v-ați gândit să vă luați? De ce toată viața într-o mașină? Mi-a zis una din familie și eu zic, este ceva ce ați uitat? Și o femeie zice, da, mănunțișul, unghierele, de exemplu, unde le-am pus și te trezești că îți cresc cu unghiile. Și Avram a trăit toată viața în corturi. A trăit fără să aibă locuință stabilă, printre popoare care aveau case. Și el nu a fost ispitit să-și facă o casă, să-și facă un nume, a călătorit mereu spre mieză zi și nici nu putea. Pentru că aveau oi. Și cu oile nu poți să stai într-un loc. Că se gata iarba și până crește, trebuie să te duci în altă parte. Și eventual să te întorci înapoi peste o lună, două, când au crescut din nou iarba. Și ei trebuia să umble cu oile și să fie călători. Și zice, o țară s-a așezat în țara păgăniței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi. Ca și Isaac și Iacob, deși Isaac și Iacob au urmat pilda tatălui lor de a locui în corturi. Acum, în textul acesta din Evrei, este o paranteză destul de mare legată despre explicația atitudinii lui Avram. Zice despre prin credința Avram, prin credința Sara. Și este o paranteză de la versetul 13 până la versetul 16 și vreau să o recitesc și să stau puțin asupra ei. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrie. Deci nu numai Avram. Toți cei care vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. În ce fel? În credință au murit toți aceștia. Păi, cum adică? Ce au câștigat? Ce patrie au câștigat? Fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. N-au primit nimic. Au avut parte numai de ocară, numai de restricții, numai de beau o cara ca apa, zice într-un salt. Numai de necaz în viață. Doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe. Care lucruri? Lucrurile făgăduite. Vei fi, vei face, vei stăpâni. Cetățile, lucrurile astea încă n-au venit. Domnul Iisus le-a amintit. Și le amintesc și eu. Bine, slugă bună, intră în stăpânirea a 5 cetăți, a 3 cetăți, a 10 cetăți. Lucrurile acestea sunt valabile pentru toți copiii lui Avram. Și mai ales dacă le spune Domnul Iisus, le spune nouă. Care urmărim o patrie cerească, ce sunt în căutarea nu unei case, ci unei patrii. Casă caută un om, patrie caută un popor. Și prin Avram, Dumnezeu a născut nu un popor, ci două. A născut poporul Israel. Un popor care nu s-a născut la Babel și a născut adunarea. Un alt popor care nu s-a născut la Babel, pentru că nu vorbește o limbă distinctă, nu ocupă un teritoriu distinct, ci are o promisiune distinctă. Și lucru care ne face pe noi diferiți de ceilalți oameni este promisiunile pe care le avem în cap. Cuvântul la care ne raportăm și la care pe care îl oglindim. Ce spunem noi? Spunem cuvântul lui Dumnezeu mai apăsat și mai exact. Ne este rușine de cuvântul lui Dumnezeu sau ne lăudăm cu cuvântul lui Dumnezeu? Hai să citim mai departe. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrie. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiți, de unde ieșiți?
Avram din Haran. Putea să întoarcă înapoi oricând. Avea bani, avea avere, la un moment dat a reușit să recruteze 318 mercenari și să se lupte și s-au bătut cu împărații, care erau popoare mici atunci, la 500 de ani de la potop, la 600 erau puțini oameni pe pământ, așa că dacă 300 de oameni au bătut 5 împărați, ne putem imagina că nu erau niște armate foarte mari, erau armate de câteva sute de oameni. Cum? Niște triburi. Așa le zic ăștia, evoluționiștii triburi. Dar erau grupuri de familii care vorbeau aceeași limbă. Deci un popor poate că avea, hai să zic, câteva mii de oameni. Și de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Și aici vorbește despre cetatea cerească și cuvântul care vreau să stăruiesc asupra lui și cu care vreau să închei este rușine. Întrebarea pe care trebuie să ne punem noi, îi este rușinea lui Dumnezeu de noi? Sau se laudă Dumnezeu cu noi? Pentru că în tribunalul ceresc, la ședințele cerești, vine și diavolul. Și diavolul este părâșul fraților. La fiecare ședință, el are un singur subiect. Ai văzut pe cutare? Da, pe cutare l-ai văzut? Și vine Dumnezeu și zice la un moment dat și deschide subiectul. Măi, părâșule, l-ai văzut pe romul meu Iov? Și acum să ne punem noi întrebarea în fața cugetului nostru. L-ai văzut pe robul meu Dan? L-ai văzut pe robul meu Andy sau Adi sau fiecare cât suntem? L-ai văzut? Cu el nu mi-e rușine. Stai. Păi stai, că nu l-ai trecut prin încercări. Ia trece prin încercări. Să vedem noi dacă mai e rușine cu tine sau nu. Poftim. Trece-l prin încercări. Și lucrurile astea se întâmplă în spatele scenei pe care noi nu o vedem. Dar pentru că avem cunoștință, o cunoaștem, chiar dacă nu vedem. Și lucrurile astea se întâmplă și Domnul Iisus vine și spune și mai citesc din două locuri, din Matei, mi-am notat aici, Matei 8:38. Pentru că oricine se va rușina de mine și de în acest neam prea curvat și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. N-am citit tot, așa, n-am citit bine. Am citit mai repede, nu v-am lăsat să deschideți. Dar n-am citit ceva. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele. Toată Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cineva se rușinează, și te poți rușina în două feluri. Să nu citești tot și să nu crezi tot și să nu spui tot și să nu mărturisești tot, sau să mărturisești altceva în loc de cuvintele Domnului Iisus. Și al doilea text este din același lucru, spune și Luca, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. De mine și de cuvintele mele, dacă te vei rușina. Și te poți rușina nespunându-le sau spunându-le pe alea false. Vă spun o întâmplare și pe urmă încă un lucru și am încheiat. Săptămâna trecută la firmă am făcut curat. De iarnă, stăm mai mult înăuntru și am făcut un fel de management al deșeurilor. Și am aruncat multe lucruri și multe lucruri le-am donat. Adică sunt lucruri care nu ne mai trebuia și am zis la băieți cui trebuie să le ia. Și un băiat credincios mă întreabă ce-i cu chestia asta? Un obiect. Eu zic că e stricat. Pare bun, dar nu-i. Și se uita la el ca și când l-ar prețui și eu zic, măi, e fals. Un lucru fals e mai rău ca lipsa lui. Zice, cum adică? Păi uite cum. 100 de lei falsă, cu cât e mai apropiată de cea adevărată, cu atât e mai periculoasă. Că nimeni nu va putea lua o bucată de hârtie igienică să zică că e 100 de lei. Zice, fugi de aici, de aici, că nu te cred. Dar dacă îi dai cuiva 100 de lei falsă, aia e mai periculoasă 100 falsă, care seamănă cu originalul decât. Se uite așa cu neîncredere, zâmbea și zic, ok, nu crezi că falsul e mai grav decât lipsa lui? Gândește-te la un pahar cu apă. Dacă îți dă cineva un pahar cu o travă în loc de pahar cu apă, nu mai bine n-ai bea? E tot lichid. Nu mai bine nu ai bea.
Și atunci mi-a dat dreptate, am înțeles pilda. Dacă cineva mărturisește cuvântul lui Dumnezeu fals și nu cuvântul scris, cuvântul Bibliei, e mai rău decât dacă ar tăcea. Pentru că răstălmăcește și dă impresia că ceva există. Omul care bea o travă are impresia că o băut, că e sătul. Dar nu-și dă seama că răul va lucra. Vorbind despre rușine, am spus la început că o să vorbesc despre pilda ascultării. Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură pilda ascultării, nu mai citesc, o pildă foarte plină de imagine. Pilda urechii străpunse. Robul care vrea să asculte, care zice, iubesc pe stăpânul meu. Și merge și își pune urechea la ușă și vine stăpânul cu sula și bagă în ureche și curge sânge și sângele ăla rămâne pe ușă. Și de câte ori intră în casa stăpânului său și de câte ori iese, este un semn acolo. Evreii au astăzi mesuza. Când te uiți la filmele evreiești, vei vedea filmele despre evreii religioși. Dar și când te duci la o sinagogă sau unde au, este o ușă evrească, este un mic cilindru cu câteva cuvinte, mai mult simbolic, ca o cruce. Și ei pun mâna acolo, cine e religios, pune mâna pe cilindrul ăla, pe cele 10 porunci puse acolo. Imaginea ascultării pentru noi este picătura de sânge care rămâne din ureche pe ușorii ușii. O picătură de sânge care o găsim mai târziu și la ieșirea din Egipt, cu care au stropit ei mai mult sânge, cu care au stropit ușorii ușii. Înseamnă ascultare. Ascultarea, zice, tu n-ai voie nici jertfă, n-ai voie, ci mi-ai străpuns urechile. Într-un loc, zice, mi-ai pregătit un trup. Aceeași imagine. A străpunge urechile și a pregăti un trup înseamnă același lucru. Când robul de bună voie îi zice stăpânului, auzi, eu de acum înainte fac ce zici tu. Și își pune de bună voie urechea, nu îl forța, îl duce și pune acolo. Atunci, semnul acela de pe ușă îi spune lui toată viața că el va asculta de stăpânul. Și stăpânul știe că are un om care dacă zice ceva să se facă, acela va face. Și aceluia îi va da de lucru și de acela nu îi va fi rușine. Să fim foarte atenți, pentru că zice, ferice de cine nu voi fi pricină de potignire. Toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și toți au găsit. O, cu mult înainte de răstignire au găsit și l-au părăsit. Și prin gura lui Simon, bătrânul, Dumnezeu i-a spus Mariei, mama Domnului Iisus, și inima ta va fi străpunsă de o sabie. Și câtă durere a fost în inima ei să vadă pe fiul ei pus pe cruce. Dacă a fost durere în inima lui Avram, atunci când a trebuit să asculte de Dumnezeu, cu atât mai mult a fost în inima Mariei, pentru că n-a mai apărut un berbec să-l dea jos pe Domnul Iisus de pe cruce. Și Domnul Iisus însuși a fost crucificat. Și Maria a suferit această sabie care i-a intrat în suflet. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el. La un moment dat este de cine asculți? De opinia publică? Sau asculți de Dumnezeu? Este o întrebare a cugetului care trebuie să ne pune și care trebuie să ne rămână, pentru că promisiunea este legată de ascultare. Și această ascultare este un angajament pe care putem să-l luăm sau putem să nu-l luăm. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar ei căutau o patrie mai bună. O patrie mai bună decât toate patriile. Decât toate perspectivele. Astea care se termină cu niște bulgări care duduie pe capacul unui sicriu. Astea sunt perspectivele omenești îngrozitoare. Dacă te gândești la, nu mai am timp să vorbesc, săptămâna trecută m-a sunat o femeie
Îi murise fiul de 42 de ani. Medic mama, medic fiul. La 42 de ani i-a murit copilul. Era devastată. Și pentru că am simțit că e un om zdrobit și smerit la telefon, m-a sunat pentru cu totul altceva, deci pentru treaba de lumea asta. Dar am deviat discuția spre durerea ei, spre rana ei și am stat lângă rana ei o oră și 7 minute a vorbit la telefon. Până a zis, până s-a oprit ea, nu, n-am. Când dau de un om din ăsta, nu închid telefonul, nu spun că-s grăbit și chiar dacă-s grăbit, nu mai e grăbit. Și am stat și am ascultat-o. Era sfâșiată de durerea faptului că fiul ei murise și nu mai putea întoarce. Și am încercat să-i spun. Și după, a fost șefă mare aici în Cluj la ceva, în sfârșit, în lumea medicală. Era pensionar. Și când am ajuns să o ascult și să aibă încredere în mine, să-mi spună mai multe lucruri, i-am spus un cuvânt. I-a spus versetul din Scriptură. N-a trebuit să vă întristați, căci este scris. Vine și să știți că fiul dumneavoastră va învia și dumneavoastră veți învia și trebuie să aveți grijă. Zice, fie, vine ceasul și acum și veni, când toți cei din morminte vor asculta glasul fiului Dumnezeu, cei ce vor asculta vor învia. Zice, cred din toată inima în înviere. Zice, asta e singura nădejde care mi-a rămas. Și imediat m-a luat, că sunteți pocăit și o deviat discuția, dar eu n-am încercat să îndepărtez gândul de religie și să-l leg de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce e foarte greu. Pentru că oamenii au lipiciul acesta al idolatriei și al vrăjitoriei religioase. Noi trebuie să deslipim toate lucrurile astea de noi cu eleganță, cu grijă, cu delicatețe și să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să nu-i fie rușine să ne numească Dumnezeul lor. Dar nu este rușine să ne numească frați. Domnul Iisus zice, am găsit numele meu, numele tău fraților mei. Păi să fii frate cu Domnul Iisus. Păi asta e o cinste foarte mare. Dar nu poți să fii frate cu Domnul Iisus când Domnul Iisus zice una și tu spui alta. Dacă spui cuvintele lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, lui Dumnezeu, nu este rușine de tine. Amin.